Problema adeverințelor de sănătate eliberate la începerea anului școlar pentru elevi a fost clarificată. Astfel, nu toți elevii sunt nevoiți să se prezinte la medicul de familie pentru această adeverință, ci doar cei care trec în alt ciclu de învățământ, ori se transferă la o altă unitate școlară. Conform unui ordin comun semnat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, a... adeverințele medicale sunt necesare pentru înscrierea în fiecare ciclu de învățământ și acesta se liberează fie de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la la care provine copilul. Prin urmare, doar la înscrierea în fiecare ciclu de învățământ. Ciclu de învățământ însemnând nivel preșcolar, primar și anume clasa pregătitoare, clasa 5, în cazul în care copilul se transferă de la o unitate de învățământ la altă unitate de învățământ, în rest, nu este necesară această adeverință și, bineînțeles, ciclul liceal. Cabinetele medicilor de familie au fost invadate în ultima perioadă de părinți care solicită eliberarea adeverințelor medicale pentru elevi. De fapt, aceștia nici nu aveau nevoie de astfel de documente. Pentru elevii care trec în alt ciclu de învățământ, respectiv pentru cei de la grupa pregătitoare din clasa 1-a, 5-a și 9-a, adeverința de sănătate trebuie să fie eliberată până la 1 octombrie.